Două autobuze s-au ciocnit într-o localitate din județul Brașov. Accidentă gravă în această dimineață în Brașov. Conducătorul auto a pierdut însă controlul volanului pe un drum județean din apropiere de Făgăraș. Bună ziua, prieteni! Suntem din nou pe canalul unde discutăm despre siguranță rutieră. Era cât pe ce să ajung la Buzău, așa cum am anunțat în episodul competențelor de la Brăila, fără să trec prin Brașov. Așadar, astăzi mergem la Brașov să aflăm de ce mor și sunt grav răniți mii de oameni nevinovați în accidentele rutiere. Scaunul de șef al Serviciului de Poliție Rutieră este ocupat de aproximativ 10 ani de comisarul șef Dan Oprea. Suntem prezenți la datorie. Rutierist de carieră și nu aruncat de sistem în acest cimitir al elefanților, iar principala lui prioritate este să identificăm soluții pentru creșterea gradului de siguranță. Bravo, Dani! Cu teoria asta e bine, dar să vedem în continuare ce faci la practică, ce spun faptele. De la fapte la vorbe. De la fapte la vorbe. Aha. În procesul de documentare, ziare.com ne spune că comisarului șef Dan Oprea îi place felația. Și mie. Cui naiba nu îi place felația? Ăsta e titlul de presă? Niște ipocriți. Dar cum viața privată și micile plăceri nevinovate nu ne interesează, să vedem ce spun numerele. În Brașov, în perioada 2017-2022, au murit 292 de persoane și alte 6156 au fost grav rănite, unele rămânând cu dizabilități pe viață. Iar statistica nu ne spune câți copii au rămas orfani și câte familii au fost afectate de tragedia rutieră din Brașov. Responsabilul? Comisarul șef Dan Oprea, care avizează tot felul de tembelisme care conduc la creșterea acestui număr al accidentelor și a victimelor. Exact. Și nu vede niciun fel de soluții pentru creșterea gradului de siguranță. Anumiți polițiști au devenit complici moral la crimă. Pentru cei ce nu știți, nicio amenajare sau lucrare rutieră, niciun fel de semnalizare, nicio pietricică nu se mută de pe carosabil fără avizul poliției rutiere. Avizul dat de poliția rutieră reprezintă garanția că acel drum este sigur. Ei garantează siguranța rutieră. Tot poliția rutieră are sarcina de a controla, de a verifica în mod continuu starea drumurilor și trebuie să ia măsuri. În cazul în care o amenajare rutieră pune în pericol siguranța, ei trebuie să sancționeze și administratorul drumului, nu numai pe participanții la trafic, și pot merge până la închiderea drumului public atunci când nu sunt condiții prielnice pentru aceste categorii de participanți la trafic. Altfel spus, ei sunt gardianul care veghează la siguranța circulației, la eliminarea accidentelor și tragediilor de pe șosele. Peste jumătate din aceste evenimente se produc datorită semnalizării rutiere lipsă, confuze sau contradictorii. Semnalizarea rutieră înseamnă comunicare. Comunicarea dintre administratorul drumului și participanții la trafic, șoferi și pietoni, precum și comunicarea între participanții la trafic. Lipsa de comunicare, comunicarea defectuoasă, comunicarea contradictorie sau comunicarea prea subtilă duce la conflicte și cel mai adesea la accidente, datorită faptului că mulți dintre participanții la trafic nu vor înțelege sau nu vor percepe la timp mesajul și asta echivalează cu lipsa de comunicare. Comunicarea trebuie să fie fermă, clară, ușor de înțeles de oricine, indiferent de nivelul de pregătire și sau de educație, de abilitățile individuale, viteza de reacție, gradul de atenție și concentrare, care pot fi diferite de la un individ la altul și care poate fi afectată atât de factori psihologici, precum dispoziția, problemele familiale, sociale sau profesionale ale individului, cât și de factori naturali, precum vremea, clima, ora din zi, etc. Sunt mai multe componente pe care le avem în vedere. Aveți pe dracu. Încercăm ca prin măsurile acestea să conștientizăm. Sunteți inconștienți. Hai să începem evaluarea competențelor în materie de siguranță rutieră a comisarului șef Dan Oprea, care, așa cum am mai spus, este șeful Serviciului Circulației de aproximativ 10 ani și este responsabil de mulți morți și grav răniți. Pe canalul Relaxing Roads am găsit câteva imagini din Brașov
Linkul videoclipului integral vi-l lăsăm primul comentariu. În prima intersecție, o intersecție cu un sens giratoriu, putem vedea aceste marcaje direcționale tâmpite. Deși tu, Dane, ai avizat că din banda 2 se poate face virajul la dreapta, adică să virezi la dreapta la următoarea ieșire, eu îți spun că nu se poate. Dacă vrei să mă contrazici, ai ocazia să scrii ceva, vreo bălbă, în comentarii. Ori plouă, ori ninge. Mai departe, marcajul cu simbolul cedează. Dani, pentru că în toți anii ăștia, de când ești în poliția rutieră, nu ți-a spus nimeni, iar tu n-ai putut să-ți dai seama. Am să spun eu că roșul, culoarea roșie, nu se folosește niciodată în marcajele simbolurilor, pentru că roșu nu este o culoare de contrast cu asfaltul, iar după ce intervine uzura marcajelor, roșu nu se mai vede deloc. Așadar, aici se va vedea doar un triunghi alb sau o pată albă și atât. Mai departe, văd marcajul cu linia cedează și mă bucur că se utilizează în Brașov. În alte județe nici nu se știe de ea. Iar mai departe, văd această linie de ghidaj. La intrarea în intersecții se utilizează doar două tipuri de marcaje, de pierderea priorității, cum ar fi stop și cedează trecerea. Stop, cedează. Stop, cedează. Mă mir că nici tu nu ai avut la examene articolul 81 din regulament. Aliniatul 1, aliniatul 2. Aliniatul 1, aliniatul 2. Iar mai departe, la prima ieșire din sensul giratoriu, se continuă linia de ghidaj. De ce? Aici avem o bifurcație. Cei din banda 1 au posibilitatea ori să continue deplasarea în sensul giratoriu, ori să iasă. De ce marchez bifurcația cu blocarea ieșirii prin linia de ghidaj? Există o situație când este permisă asta, dar am să o explic mai încolo, când ajungem la ea. Deci, niciodată nu utilizăm alte marcaje decât cele care sunt destinate amenajării rutiere respective. Mulți dintre colegii tăi au dat cu cascheta de pământ și au urlat: standarde, standarde! Da? Ce standard ai utilizat aici? Nu că standardele din România ar însemna ceva. Dacă tu dimineața la birou ai bea licoarea cu standardul nechezol, iar la prânz ai avea standardul salam cu soia, nu cred că te-ai simți la fel de bine ca acum. Nu pot să spun că... Deci, nu punem linii de ghidaj decât acolo unde trebuie să ghidăm ceva. Mai departe, vezi mașinile parcate pe partea stângă? Niciunul din șoferii acestora nu vor avea un pilot care să-i piloteze la ieșirea din parcare. Toți vor ieși în orb, pentru că nu au vizibilitate asupra drumului decât atunci când mașina lor va fi mai mult de jumătate în calea de rulare, prea târziu pentru a mai face ceva. Cei din banda de rulare vor parcurge 13,89 metri într-o singură secundă dacă se deplasează cu 50 km la oră. Unui șofer mediu îi ia 2 secunde pentru a înțelege ce se întâmplă și pentru a acționa comenzile mașinii, la care se mai adaugă și distanța de frânare. Dacă ceva nu ți-e clar, pe canal sunt mai multe videoclipuri în care explic ce se întâmplă. Este și un video făcut pentru colegii de la permise și examinări, care n-au înțeles asta și dau permise oricum. Și ce avem aici? Siguranță rutieră? Urmărește cu atenție în continuare ce siguranță rutieră oferi tu, Dane. Că după cum avizezi tu proiectele rutiere, e clar că vor continua să mai moară mulți oameni în Brașov. Da, se vede. Se vede pentru că înregistrăm evenimente. Aici ce avem? Ce marcaje sunt astea? Nu le-ai văzut? Hai să le vedem din stop cadru. Marcare la 600 de metri. Toate marcajele și indicatoarele trebuie să fie vizibile de la o distanță de cel puțin 2 secunde. În funcție de limita de viteză legală pe acel segment de drum, calculezi distanța. Deci, ca cineva să poată citi marcajul 600 de metri, marcajul ăsta trebuia să arate așa. La fel și pe partea dreaptă. Mașinile parcate în acest unghi vor ieși în orb, pentru că șoferii nu au vizibilitate asupra drumului. Aici, recunosc că n-am văzut nicăieri în lume un marcaj de acest tip. Da, există numeroase alte marcaje care te determină să reduci viteza în apropierea trecerilor de pietoni. Dar ăsta nu l-am văzut nici în cele mai noi standarde românești. Tu doar semnezi avizele
indiferent ce scrie în ele? Nu pot să spun că... Într-o zi, cineva o să-ți dea la semnat contractul de vânzare al casei tale și tu vei semna. Ești idiot! Atunci te văd cum o scos la capăt cu soția ta. Și, săraci oameni cu dizabilități, după ce că suferă, probabil și din cauza semnalizării rutiere care i-a adus în această stare, vor risca să fie tamponați când ies din parcarea de pe dreapta. Aceste persoane, cu atât mai mult, au nevoie de facilități pentru a se asigura. Aici, stau la semafor, la trecerea de pietoni și mă întreb pentru cine este acest indicator. Pentru cei din banda 1 sau pentru cei parcați pe stânga? Că ăsta ar fi unghiul corect de vizualizare. Aici, ar fi trebuit să ceri instalarea indicatorului virajul la dreapta interzis. Da, ne-am adaptat. Și aici, tocmai ce spuneam, șoferul minibusului a ieșit în calea de rulare a benzii 3 fără să se poată asigura. Vizibilitatea pe care ne-o dorim. Dacă în locul mașinii albastre era o mașină cu girofaruri, șoferul minibusului ar fi trebuit să semneze procesul verbal, nu? Dar dacă șoferul mașinii albastre nu ar fi observat la timp sau și-ar fi dorit o mașină nouă, putea utiliza asigurarea minibusului? Am urmărit videoclipul original de câteva ori și tot nu m-am prins de ce între banda 1 și 2 ați marcat linia continuă. Probabil că există o logică în capul cuiva. Dacă banda 1 e bandă de autobuze, atunci mă gândesc că tu, Dane, când ai semnat avizul pentru acest bulevard, ar fi trebuit să le ceri proiectanților, administratorul drumului, să pună marcajul bus la fiecare început de segment. Așa, lucrurile ar fi fost clare și șoferul care a filmat acest video n-ar fi utilizat banda autobuzelor și transportului public. Aici e foarte bine. Pe stânga înainte avem o intersecție, pe dreapta o juncțiune cu cei de pe sensul invers. Marcarea este și ea corect marcată și mă uimește curățenia. N-am văzut în viața mea drumuri spălate în România. Aici, la parcarea paralelă, locurile de parcare sunt marcate la colțuri, dar pe margine nu. În schimb, sunt marcate locurile unde nu se parchează. Ciudat, în toată lumea, parcarea vehiculilor se face numai pe locuri de parcare. Deci locurile de parcare trebuie marcate corespunzător și nu spațiile unde nu se parchează. În plus, în intersecții, trebuie să asigurați vizibilitatea celor care intră pe acest drum. Așadar, linia stop sau cedează o puneți pe aliniamentul liniei parcării, iar mașina din stânga nu trebuia să fie parcată aici, pentru ca șoferul acelei Skoda din stânga să aibă vizibilitate la 2 secunde. 2 secunde pentru cei ce înaintează pe acest sens unic până la intersecție, da? Înțeleg că pe acest segment de drum limita de viteză este de 30 de km la oră, dar sigur se va circula și cu 40. Asta înseamnă că cei ce intră din stânga vor trebui să aibă vizibilitate la minim 12 metri. Aici suntem la distanță de 2 secunde, deci cele două mașini parcate pe stânga n-ar trebui să fie acolo. Aici avem parcare în unghi ascuțit. Prost! Nu numai că șoferii acestor vehicule nu vor avea vizibilitate la ieșirea cu spatele din parcare, dar ei sunt în pericol atunci când vor accesa portbagajul. Uite aici, acest domn va fi în pericol atunci când va dori să-și ia cumpărăturile din portbagaj. Iar dacă el este însoțit de un copil, ia ca accidentul. Și aici... Schimbați toate aceste parcări în unghi ascuțit cu parcări în unghi obtuz. Intrarea în parcare se va face în marșalier, iar cei din spatele tău îți văd luminile de frână și semnalizarea și vor opri la timp. Iar la ieșire, toți șoferii vor avea vizibilitate maximă pentru a intra în trafic de pe locul de parcare. Aici, din nou, marcaje roșii. Da. Și o linie de ghidaj ca să mă ghidați unde. Unde trebuie să meargă cel din banda 1 a drumului secundar, după ce intră în sensul giratoriu? Ce ghidaj este, măi, Dani? Ghidaj spre accident? Facem analize. Hai să mergem în spate, să revedem semnalizarea rutieră.
Aici trebuia să cere aplicarea săgeților direcționale. Pe banda 1, săgeată la dreapta. Pe banda 2, săgeată înainte. Iar linia continuă trebuia să fie discontinuă, cel puțin pe suprafața intersecției, astfel încât cei ce intră din dreapta să poată intra și în banda 2. Iar în sensul giratoriu, la fel, săgeți direcționale și marcajele de la smart giratoriu, astfel încât toată lumea să priceapă instantaneu ce are de făcut. Ce ai avizat aici e o prostie, o tâmpenie care poate cauza accidente. Foarte curat, Brașovul. Sunt impresionat. Aici era suficient să puneți un singur indicator obligatoriu înainte. Deși eu mă gândesc că nici un șofer cu examenul luat pe bune n-ar vira la dreapta sau la stânga. Indicatoarele astea cu accesul interzis sunt confuze. N-am voie să mă deplasez mai departe? Să întorc pe sens unic? Ce naiba am de făcut aici? Aici sunt două benzi pe sens. Din ce se poate vedea, lungimea mașinilor parcate nu intră în locul de parcare. Mai toate rămân cu fundul în calea de rulare. Aici, ai putea cere administratorului drumului să execute o parcare paralelă în banda 1, iar calea de rulare să rămână pe mijloc. Asta, după ce parcarea din stânga o organizați în unghi obtus, da? Că din ce se vede, în zona este o cerință mare de locuri de parcare. În felul ăsta rezolvați și cu locurile de parcare necesare, și cu fluiditatea, și cu siguranță. Sau mai bine dați niște amenzi, că asta credeți că aveți în fișa postului. Doar sancțiuni. Prevenția înseamnă aspirină și paracetamol, nu? Mergem mai departe și aici avem o bifurcație închisă, unde linia de ghidaj ne aruncă în stânga. Aici este permisă utilizarea liniei de ghidaj în bifurcație, pentru că drumul din dreapta este un drum pentru riverani, sau care permite accesul doar anumitor vehicule care cunosc deja faptul că au drept de intrare. În acest fel, majoritatea, ceilalți, vor alege calea din stânga a bifurcației, rămânând pe drumul principal. Asta este singura situație în care este permisă blocarea sau devierea unei bifurcații. În sensurile giratorii, unde am văzut că puneți linii de ghidaj pe ieșiri, este o tâmpenie. O mare tâmpenie. Iar aici, ce panou adițional e ăsta? Seamănă cu un fir de mărar chel și sunt curios cum se intersectează cele două drumuri secundare din stânga în acest punct. Insula de stânga este bine proiectată și marcată, deci să vedem care sunt intrările secundare din stânga. Deschidem Google Map și Street View. Din ce văd eu, aici nu sunt două drumuri secundare în stânga. Dane, doar voi vedeți două în stânga, pentru că așa știți voi că toate amenajările rutiere sunt o intersecție. Nu e toate care este o intersecție, Dane. Aici am drumul principal, strada Constantin Dobrogeanu-Gherea, care se intersectează cu Pictor Pop. Doar această zonă albastră este intersecție. Doar aici se intersectează vehiculele din Dobrogeanu-Gherea cu Pictor Pop. Iar banda 2, de pe stânga, din Dobrogeanu-Gherea, se intersectează cu cei de pe contrasens, în zona galbenă. Iar după ce ieși din banda 2 în Pictor Pop, acolo ai o bifurcație a sensului între Pictor Pop și Ecaterina Varga. Atâta timp cât nu veți învăța să descompuneți amenajările rutiere în intersecții, joncțiuni și bifurcații, cât timp nu veți înțelege logica și fizica deplasării lucrurilor, nu veți reuși să înțelegeți cum trebuie făcută semnalizarea rutieră pentru a oferi siguranță. Uite, în această amenajare eu aș fi creat mai multă fluență și siguranță. Eliminarea conflictelor înseamnă fluență, iar eliminarea conflictelor mai înseamnă și siguranță. Am spus că insula de stânga, banda 2 pentru ieșire din Dobrogeanu-Gherea, este corect făcută. Mai departe, în Pictor Pop, eu aș mai pune câteva marcaje pentru ca Dorel să nu creadă că toată amenajarea rutieră este o intersecție, așa cum arată panoul adițional. La intersecțiile din Alba, ce mi-ați răspuns? O gogoriță. Iar la intrarea din Pictor Pop în Dobrogeanu-Gherea, eu aș face o joncțiune pentru eliminarea conflictelor și timpilor morți la stop. Acum, există doar un singur punct de conflict. Ce spui, Dane? Avizezi marcajele mele sau ai îndoieli? Eu cred că și tu știi, dar n-ai vrut să-i dai satisfacție primarului. Vrei să pari modest și nu vrei să-ți arăți înțelepciunea. Domnul Rezuș, ce spuneți de soluția asta?
și, mergând mai departe, observ marcajul cu linia continuă doar la axul drumului, nu și pe extremități, ceea ce este foarte prost. Mai ales că pe dreapta nu există trotuare. Na, oamenii ăștia și-au construit casele în drum. E vina lor. Marcajele exterioare ale drumurilor sunt foarte importante pentru că delimitează culoarele de trafic. Sunt vizibile în orice condiții, arată curbele pe care altfel unii șoferi nu le-ar putea observa și protejează atât conducătorii vehiculelor, cât mai ales pietonii. Să știți că bordurile nu sunt elemente de semnalizare rutieră. Vedem elemente de siguranță care pot să fie amplasate și care ne pot aduce siguranță mai mare. Aici, indicatorul ăsta probabil e pus la înălțimea corectă de 2,10 m, 2,20 m de la nivelul solului. Doar că măsurătoarea trebuia făcută de la nivelul de jos al șoselei. Iar aici avem o insulă de stânga, marcată bine, doar că mai departe întuneric. Niciun marcaj. Pot să înțeleg că e o intersecție curând reasfaltată, dar nu înțeleg de ce nu utilizați marcaje temporare de șantier. Dane, cine și unde se încadrează? Cine și unde acordă prioritate? Noi suntem o instituție care are atribuții în gestionarea riscului rutier, dar nu... Mai departe, văd că utilizați și aruncați banii pe fereastră pe aceste speed bumpers. Unii ar putea crede că au eficiență în calmarea și reducerea vitezei de trafic. Cei care oricum vor încetini voluntar la indicatoare și marcajele de limitare a vitezei, vor încetini și la aceste speed bumpers. Însă vitezomanii nu vor avea nicio grație. Suprafața redusă a acestor dispozitive nu face altceva decât să distrugă articulațiile vehiculelor. Ansamblul de amortizare format din anvelopă, arc și telescoapele mașinii trebuie să suporte o comprimare dură, scurtă și rapidă la intrarea pe suprafața limitatorului de viteză, de decompresie când roata ajunge pe creastă, iar mai apoi a doua compresie când roata ajunge din nou pe suprafața asfaltului. Toate acestea se întâmplă într-o fracțiune de secundă. La 30 de km pe oră, un vehicul parcurge 8,33 m pe secundă. La 10 km pe oră, un vehicul parcurge 2,78 m pe secundă. Iar lățimea limitatorului, lungimea parcursă de un vehicul peste el, este de numai 40-50 de cm. Pentru ca trecerea peste aceste limitatoare să fie lină, un vehicul ar trebui să-l traverseze cu maxim 1 km pe oră. Cât de lungă este o secundă? Cam atât. La 10 km pe oră, secunda e reprezentată de linia roșie, iar la 30 de km pe oră e reprezentată de linia albastră. Limitatorul de viteză este cel galben. Având în vedere efectul resimțit, vitezomanii nu vor reduce viteza, pentru că rezultatul este aproximativ același și la 30 de km pe oră și la 100. Și vă spun asta din propriile mele experiențe ca șofer în România. La 150 nu se mai simte deloc. Pur și simplu zbori. Soluția confortabilă și care oferă siguranță este aceea a trecerilor de pietoni elevate, care asigură confortul și siguranța celor care respectă limita de viteză. Astfel, cu o viteză superioară de 10 km la oră, se simte denivelarea. La peste 20 de km la oră, impactul este mai dur, iar de la peste 30 de km la oră față de limita de viteză, curajoșii vor mușca din asfalt cu daune importante pentru vehicul. O bară ruptă, un radiator spart, le vor aduce aminte că limita de viteză trebuie respectată pe viitor. Altă intrare într-un sens giratoriu, alte marcaje copiate prost de la smart sau turbo giratoriu. Na, așa se întâmplă când copii lucruri la care nu te pricepi și pe care n-ai cum să le înțelegi. Îmi amintesc de tezele de la chimie, când copiam tot felul de bălării și deși umpleam paginile, tot corigent rămâneam. Ăsta e motivul pentru care niciodată nu deschid gura despre chimie. În schimb tu, Dane, deși nu te pricepi la circulație, stai bine mersi pe scaunul de șef al siguranței rutiere în Brașov și avizezi tot felul de tâmpenii. Dar nu suntem singuri. Aici, alte marcaje roșii care nu și-au rostul.
Am mai spus-o și o repet. Nu copiați grafica indicatoarelor în marcaje și nici grafica marcajelor în indicatoare. Fiecare are logica și funcționalitatea sa. Marcajul cu linia cedează e ok. Și din nou, linia de ghidaj. Atât pe intrare, cât și pe ieșire. Și aici, Doamne, nu-mi vine să cred cât de curat e orașul ăsta. Vă jur, n-am văzut un asemenea oraș curat în România. Am fost acum vreo 3-4 ani în Timișoara, Sibiu, Oradea și Cluj, dar nu există termen de comparație cu Brașovul. Felicitări primarului! Iar aici, pe dreapta, alte parcări în unghi ascuțit cu marginea drumului. În conștiința publică s-a realizat o obișnuință. Uitați-vă la mașinile parcate pe dreapta. Dacă nu ar exista scoarul dintre parcare și cale de rulare din acest unghi, mașinile parcate ar putea intra în trafic având vizibilitate maximă asupra drumului, la distanță maximă. Pentru că atât șoferii acestor mașini vă văd, cât și voi puteți vedea posturile de conducere ale acestor mașini. Acesta este unghiul obtuz al parcării față de axul drumului. Așa ar trebui reconfigurate și redesenate toate locurile de parcare. Căutați pe canal seria de videoclipuri Marcajele care vindecă și veți afla detalii. Aici urmează o bifurcație. 3 benzi pentru stânga și una pentru dreapta. Întâlnim iarăși marcajul inedit, mai primim o bandă pentru dreapta, încă un speed bumper nenorocit care afectează din nou articulațiile mașinilor și întuneric. Niciun marcaj, nicio nimică. Câte benzi sunt de toate? Câte sunt pe sensul nostru? Câte sunt pe contrasens? Dane, îmi iei permisul dacă intru pe contrasensul pe care îl știi doar tu? Nu pot să spun că... Băieții ai tăi știu să scrie procese verbale doar șoferilor? De ce nu scrie etichete și constructorilor? Sau vă înțelegeți în birou? La lucrările de construcții se utilizează atât balize de semnalizare corect amplasate în calea de rulare, adică liniile oblice desenate să indice corect partea prin care se ocolesc, și vezi că există balize pentru exterior și balize pentru interior. O să te prinzi tu de ce. Dacă nu, vezi episoadele cu evaluările colegilor tăi din Bacău, Brăila și altele. Și se utilizează marcajele de șantier de culoare galbenă pentru fiecare fază de lucru, după decopertare, după primul strat de asfalt, iar mai apoi pe stratul de uzură. Se fac mulți bani la lucrările astea, nu, Dane? Nu poți să-i deranjezi pe constructori dacă sunt simpatici. Eu aș putea fi unul din cei 50% analfabeți funcțional, oficiali, din România. Aș putea considera că acest drum e un sens unic cu o singură bandă? Să-mi fac de cap? Alt sens giratoriu marcat tâmpit. Dar, Dane, poți să scrii în comentarii cum se poate ieși din sensul giratoriu din a doua sau a treia bandă. Că uite, băieții ăștia de la Biz Brașov reclamă în 12 februarie că brașovenii nu știu cum să circule în sensul giratoriu și cum ar putea să învețe să circule corect atâta timp cât mesajul de pe carosabil pe care tu, Daniel, l-ai avizat, spune altceva. La intrare, din nou marcaje ce copie indicatoarele. Linia cedează e bine marcată, dar trebuia pusă la intersecția cu sensul giratoriu și nu la 5 metri înainte. În banda 1, mașina poliției locale. Șoferul nostru iese din sensul giratoriu la a doua ieșire din banda 2, în banda a treia a drumului secundar. Dacă mașina poliției locale ar fi ocolit sensul giratoriu în banda 1, acum s-ar fi produs o coliziune. Cui îi reții permisul de conducere și de ce? Facem uz de toate acestea. Aici, foarte corect marcate benzile de circulație. Mai puțin lipsa marcajului de pe dreapta, pe ambele sensuri de mers. Cineva a aplicat marcaj pe lângă bordura scoarului, ceea ce înseamnă că acel cineva a învățat deja că bordurile nu fac parte din semnalizarea rutieră și dacă acestea sunt nesemnalizate, reprezintă un risc de accident. Aici, din nou aceleași marcaje tâmpite, cu rezultatul vizibil în ieșirea din stânga față. Asta se întâmplă în sensurile giratorii clasice și mai ales în cele semnalizate tâmpit. Cei din banda 2 și 3 vor intra în conflicte cu cei din banda 1 și 2.
practic ceea ce ne dorim de la ei. Dacă stai numai un minut pe zi blocat în intersecții, înseamnă 365 de minute pe an sau 6 litri de benzină arși inutil. La 100.000 de autoturisme, cât are Brașovul, într-un an se ard inutil 608 tone de benzină, care arse înseamnă 1400 tone de dioxid de carbon. Costurile totale se ridică la peste 920.000 de euro doar pentru un minut blocat în trafic, zi de zi, de fiecare autoturism din Brașov, fără a lua în calcul vehiculele comerciale, accidentele și multe alte minute irosite. Aici, șoferul nostru iese din sensul giratoriu din banda a treia. Na, omul a urmat marcajele cu săgețele de orientare și a ignorat legea. O fi bine, Dane? Facem analize. Domnul primar, cine e primar în Brașov? A, așa. Domnul Coliban, ați reușit să mă faceți să iubesc Brașovul. De fapt, iubesc curățenia din Brașov. Străzile astea spălate mi-au redus aciditatea și critica la adresa responsabililor de siguranță rutieră. Dacă voi reveni vreodată în țară, Brașovul este singurul oraș de pe lista de posibile reședințe în România. Uite, vă fac o promisiune publică. Pentru a reduce costurile și poluarea, vă ofer o licență municipală Smart Giratoriu gratuit pentru toate sensurile giratorii clasice pe care le aveți și pe care le veți mai amenaja pe toată durata cât veți fi primarul Brașovului. Vă transmit chiar astăzi oferta pe e-mail. Trebuie doar să o acceptați și să o puneți în operă cât mai curând. Transformați peste noapte sensurile giratorii clasice blocate în noduri rutiere fluente și sigure. Veți salva miliarde de euro anual, bani ai contribuabililor, dar și ai primăriei. Certificatele verzi costă o grămadă de bani. Aici avem o bifurcație. Avem două benzi pentru înainte și una pentru dreapta, care mai primește încă o bandă. În bifurcațiile mari, unde de regulă se circulă cu viteză, vă recomand să utilizați pe viitor balizele de bifurcație. Sunt vizibile și de șoferii cei mai buni, dar și de Dorel sau de prietenii de la Pitești, Suceava, Arad, care au cumpărat permisele. Linia continuă, n-am înțeles. Și sigur că va fi încălcată, după cum se vede. Aici avem stop, intersecție cu dreapta, iar mai apoi intersecție cu stânga. Ba nu. Dăm prioritate stânga-dreapta, iar mai apoi din nou stânga, ceva nu e bine. Am găsit locația pe Google Map. Suntem în acest punct. În această intersecție dublă avem numai puțin de 6 puncte de conflict și asta numai între vehicule. Cele cu pietonii le ignorăm momentan. Nu e bine. Tu ai avizat asta, Dane? Iar dacă n-ai avizat-o tu, n-ai remarcat problemele din acest loc? Am impresia că ești și în comisia de circulație a primăriei. Nu-ți cer oamenii aia soluții? Mă, ești plătit din bani publici. Ești în serviciul public. Lucrezi pentru cetățeni. Nu pentru inspectorul șef, nu pentru ministru, nu pentru afacerile constructorilor. Avem colaborări și cu administratorii drumurilor. Ați creat breteaua din 13 decembrie cu impresia că fluidizați intersecția cu Iuliu Maniu și Castanilor. Doar că cei din această bretea vor trebui să acorde prioritate de trecere prea din scurt și în unghiuri nepotrivite. Și celor din Traian Grozăvescu și celor care vin din Iuliu Maniu sau Castanilor și intră în Grozăvescu. Oricât de inteligenți și abili ar fi, șoferilor le va fi greu să acorde atenție și concentrare tuturor celor care participă la traficul din această intersecție, mașini și pietoni. Proastă socoteală! Ca să reducem punctele de conflict, ar trebui să redesemnăm accesul și prioritățile așa. Acum avem doar 3 puncte de conflict. Breteaua din 13 decembrie trebuie să fie parțial anulată. O facem drum cu circulație în ambele sensuri. Iar cei care intră în Traian Grozăvescu trebuie să fie obligați să vireze la dreapta. Vor putea ajunge în Iuliu Maniu făcând un ocol prin Cantemir și 13 decembrie. În Mihai Viteazu trebuie făcut sens unic pe segmentul dintre breteaua din 13 decembrie și Dimitrie Cantemir. Dar ca să facem o treabă bună, va trebui să ne gândim și la pietoni sau
mai ales la ei, pentru că acolo, în stradă, ei sunt cei vulnerabili. Șoferii sunt cât de cât protejați în cușca metalică a mașinii. Uite acum, am înlocuit breteaua din 13 decembrie cu bandă dreapta în intersecția cu Iuliu Maniu și Castanilor. Se poate pune și verde intermitent la semafor și în acest fel să creștem puțin fluența, iar fără semafor, cei din banda de dreapta vor trebui să acorde prioritate de trecere doar celor din stânga, din Iuliu Maniu. Cei din Castanilor vor acorda prioritate de dreapta pentru cei din Iuliu Maniu dacă merg înainte. Dacă virează stânga, vor acorda prioritate de trecere și celor din 13 decembrie, clasic. Trecerile de pietoni le-am mutat la ceva distanță de intersecție, unde concentrarea șoferilor este pe accesul și prioritățile vehiculilor. Iar acum am obținut un nor rutier fără conflicte, iar siguranța este acolo. Dacă amestecați traficul la auto cu cel pietonal, veți face zacuscă, așa cum e și statistica. Și pentru că am deschis harta, am zis să mă uit și în proximitate. Ceva mai la est este acest sens giratoriu de la AFI. Din nou, marcaje de ghidare. De zici că cineva s-a jucat cu compasul și vopseaua. Dane, îți jur, n-am văzut în viața mea ceva mai prost construit și avizat. Sincere condoleanțe. O, domnul ministru, trăiți? Poftim la colivă. E bine că v-ați abonat la canal. Ați început reforma? 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 Da, da, știm, reformă. Ne amenințați încă de la tragedie de la 2 mai. Sau ați uitat de reformă? Dane, te rog, numără tu punctele de conflict. Că pe mine m-a luat amețeala și nu mi-au ajuns nici culorile din pastel. Spune-mi câte puncte de conflict vezi. Hai cu toată lumea, puneți pe pauză și scrieți în comentarii câte puncte de conflict sunt în sensul giratoriu de la AFI. Și poate găsiți și altele. Că eu cu migrena asta... Conform arhitecturii marcajelor, cei din 15 noiembrie trebuie să acorde prioritate de dreapta celor din Nicolae Dumitru Cocea, dar și celor prezenți în sensul giratoriu. Conflictul major fiind între cei din banda 1 din 15 noiembrie și cei din Cocea. Dar cei din Cocea ar putea intra în sensul giratoriu direct în banda 2 a sensului giratoriu. Cocea ar trebui să fie drum cu sens unic, cu plecare din 15 noiembrie. În 15 noiembrie amenajăm banda 1, bandă dedicată transportului public, fără a intra în sensul giratoriu. O bretea! Atenție! Banda trebuie lărgită cu jumătate de metru un metru, intrând în trotuar. Banda 2, cu intrare în sensul giratoriu și ieșire exclusivă tot în 15 noiembrie. Banda 3, cu intrare în sensul giratoriu și acces la toate ieșirile. Pentru cei din Cogălnicianu, banda 1, bretea cu ieșire în Maniu. Banda 2, intrare în sensul giratoriu cu posibilitate de ieșire în Maniu. Banda 3, intrare în sensul giratoriu cu posibilitate de ieșire în 15 noiembrie sau în Maniu după un ocol de rond. Ce notă primezi, Dani? Urmărim partea de sistematizare. Mai la est avem un alt sens giratoriu complicat. 15 noiembrie, calea București, Zizinului și Toamnei. Complicat, ca să nu spun tembel. Un sens giratoriu care are când două, când trei benzi. Unde sunt trei benzi, lățimea benzilor nu este egală între ele, ceea ce duce la o ștrangulare a traficului, mai ales pentru cei din calea București, care urmează să intre în sensul giratoriu și mai apoi să iasă în Toamnei. Trei benzi să le ștrangulezi la două, hai să spunem două și jumătate. Este greșit. Conflicte, ambuteiaje, accidente. Cum e, Dani? Da, se vede. Se vede pentru că înregistrăm evenimente. Așa, pentru cei din Zizinului, cum să acceseze Toamnei? Că ieșirea din sensul giratoriu nu e nici pe trei benzi, nici pe patru. Iar dacă din Zizinului vrei să mergi în calea București, în interiorul sensului giratoriu văd marcajul cu linia stop. Serios? Iar mai apoi, la ieșire, Dumnezeu cu mila. Sincere condoleanțe. Da, domnul ministru, încă o porție de colivă? Cei din 15 noiembrie, patru benzi. Toate trebuie să oprească la așa zisa intersecție cu sensul giratoriu? Că cel puțin banda 1 și banda 2
n-ar avea de ce să oprească. Alea ar fi benzi adiacente sensului giratoriu. Banda 3 devine banda 1 a sensului giratoriu, iar banda 4 devine banda 2. În același timp, în sensul giratoriu mai răsare o bandă, a treia. Nici studiind planșa nu îți dai seama care e traseul de urmat, dar aminte să mai fii la volan în acest nor rutier. Dane, ai vreo idee despre cum s-ar putea repara această grozărie? Și aici... Nu? Atunci ciulește urechile și belește ochii. În primul rând, facem din ceea ce ați numit voi un sens giratoriu, un sens giratoriu, adică drumul principal circular pe care îl amenajăm cu două benzi. Mai apoi, banda 1 și 2 din 15 noiembrie le facem bretele, benzi de intrare în calea București. Banda 3 și 4 vor intra în noul sens giratoriu și numai banda 3 cu opțiune de ieșire în calea București. Pentru cei din calea București, banda 1, bretea pentru dreapta, cu intrarea în zidzinului prin joncțiune, fără să mai acorde prioritate de trecere. Cei din zidzinului, banda 1, bretea dreapta, fără să mai intre în sensul giratoriu, iar mai apoi în toamnei, joncțiune, fără cedare de prioritate. Banda 2, intră în sensul giratoriu și sunt obligați să iasă în toamnei. Banda 3, liber să facă ce vor. Iar aici, în stânga sus, breteaua din 15 noiembrie, cu intrare în toamnei, de ce are marcajele cedează? Aici e o joncțiune, nu e o intersecție, Dane. Chiar nu te uiți ce semnezi? Sau măcar atunci când conduci, nu înțelegi semnalizarea rutieră? Sau n-ai fost prin acest nod de trafic în ultimii 20 de ani? Banda 1 a bretelei devine banda 4 în toamnei. Banda 2 a bretelei se termină în banda 5 a toamnei, care devine parcare. Așadar, acolo trebuie semnalizată o reducție. Banda 2 din bretea se reduce la banda 1. Cele două benzi din bretea se reduc la o singură bandă. Fluențătată. Dane, domnul Rezuș, în primul comentariu găsiți link-urile cu toate aceste desene grafice la o rezoluție acceptabilă. Accesați-le! Nici aici n-am înțeles de ce e linia continuă care separă prima bandă. Dacă e bandă pentru transportul public, atunci punem niște marcaje text la fiecare intrare pe segment. Și am ajuns în această bifurcație. Dacă în sensul legeratorii puneți linii de ghidaj, aici de ce nu ați închis calea din stânga? Stânga văd că este doar pentru autobuze și autocare. Marea majoritate a vehiculelor trebuie să meargă în dreapta. Unul ca mine, care nu cunoaște orașul, ar putea intra în zona de stânga pentru că n-am văzut indicatorul accesul interzis. Acum vă e clar ce și cum e cu liniile de ghidaj? Sau tot ca zotoi al meu? Aici la fel. Pentru fluență ați fi putut face o bifurcație. Doar că neuronul lui Dan nu s-a gândit că e necesară fluența în Brașov. Puneați un marcaj de reducție aici, iar intersecția se transforma într-o bifurcație. Domnule primar Coliban, încă o dată, felicitări! Aveți cel mai curat oraș din România și puteți avea și cea mai bună semnalizare, dar și siguranță rutieră din țară. Însă, aveți de schimbat câteva lucruri cu costuri minime. 1. Marcați cu linii continue sau discontinue, după caz, marginile exterioare ale tuturor drumurilor, inclusiv zonele de delimitare a parcărilor. În acest fel, creați culoare ușor de văzut și de urmat și toată lumea le va vedea cu ușurință și le va respecta. Și cu soarele sau farurile în ochi, și pe timp de noapte, și pe ceață, și pe ploaie, atunci când ștergătoarele sunt ineficiente datorită grăsimii de la insecte, și nimeni nu va lovi bordurile accidental și nu va pătrunde pe trotuar. 2. Schimbați arhitectura tuturor parcărilor în parcări paralele cu marginea drumului sau parcări în unghi obtus cu axul drumului. Eliminați toate parcările în unghi ascuțit și transformați-le în parcări în unghi obtus. Altfel, tamponările la ieșirea din parcare vor rămâne pe lista de cauze a accidentelor, unde mulți șoferi nevinovați plătesc pentru asta. 3.
Pentru vitezomani, trecerile de pietoni elevate sunt singura soluție pentru calmarea vitezei de trafic în mod voluntar. Speed bumperele doar distrug articulațiile mașinilor, fără niciun efect pentru vitezomani. Ori cu 30 la oră, ori cu 100, efectul e același. Trecerile de pietoni elevate, cu unghiuri de atac și de degajare, corect calculate, nu ca cele tembele făcute de primăria sectorului 1 din București, sunt soluția perfectă. În plus, utilizați frecvent marcaje cu limitele de viteză. 4. Pentru fluiditate, dar și pentru siguranța pietonilor, mutați trecerile de pietoni la cel puțin 5 metri de colțul intersecțiilor, iar acolo unde aveți intersecții foarte aglomerate, la 10 metri, pentru ca acel spațiu tampon să poată prelua din intersecție un număr mai mare de vehicule care opresc la trecerile de pietoni. 5. Nu copiați grafica indicatoarelor în marcajele rutiere și nici grafica marcajelor în indicatoare. Fiecare tip de semnalizare are rostul și logica lui. 6. Nu lăsați drumurile nemarcate niciodată, nici măcar atunci când executați lucrări de zi. Cereți constructorilor să aplice marcajele galbene temporare și sau balize corect amplasate la lucrările de zi. În zonele cunoscut periculoase, unde au loc frecvent accidente rutiere, puteți utiliza și indicatoare interurbane de dimensiuni mai mari. Ăsta e un mare secret. România nu are standarde de mărimi diferite pentru indicatoare, pentru că școala, știți dumneavoastră, da? Alt secret ar fi vopselele reflectorizante. Chiar și foarte uzate, acestea se văd perfect și în condiții de întuneric, ceață și ploaie, pentru că microgranulele de sticlă de pe vopsea vor face posibilă retroreflexia mult timp. Să nu vă zgârciți la tărâțe. 7. Schimbați arhitectura sensorilor giratorii pentru a avea atât fluiditate, cât mai ales siguranță. Smart giratoriul este soluția perfectă. Nu mai aveți de făcut lucrări de construcție, ca în cazul turbogiratorului, ci numai să schimbați marcajele, să creați culoare de urmat pentru fiecare bandă în parte. Culoare care pot fi ușor de identificat de orice șofer, fie că este un geniu sau un dobitoc. Faceți aceste schimbări și veți avea zero accidente în Brașov, sau cel puțin nu veți mai avea morți și răniți. V-am trimis un e-mail și vă rog să-mi răspundeți cât mai curând posibil cât vă costă spălarea drumurilor. Probabil mult mai puțin decât panseluțele sau bordurile la care alți primari s-au abonat. Și vreau să fac publică valoarea în toate celelalte episoade, să afle și alții cât costă obrazul subțire. Felicitări încă o dată! Sunteți cel mai bun edil din câte orașe am văzut în România până acum. Este prima dată în istoria acestui serial când felicit pe cineva. Și da, aveți motive. Brașovul nu este numai un oraș locuibil, este chiar un oraș european în care să vrei să migrezi. Aviz celor nemulțumiți de calitatea vieții din orașul vostru. Și pentru că acest episod s-a întins destul de mult și nu vreau să plictisesc audiența, în județ vom arunca o privire rapidă. Săcele. Marcajele stop sunt corect puse, doar că nu scriem textele cu floricele. Utilizați fonturi simple și clare, iar linia de ghidaj îmi spune că pot intra pe contrasens? Noroi! După statuie, niciun marcaj, niciun indicator pentru cei ce intră de pe acest drum. Marcajul de ghidaj nu este nici stop, nici cedează, ca să fie clar. Da, Dani? Pentru că... Aici cineva e tâmpit. Ce panou adițional e ăsta? M-am prins. Cum nici la intersecțiile din Alba n-ați răspuns, e clar că nu aveți idee cu ce să mănânc astea. Din celălalt sens, panoul adițional pare să indice corect grafica intersecției. Însă, pentru cei din drumul secundar, niciun marcaj, niciun indicator. Făgăraș, cum ies mașinile voastre din parcările perpendiculare dacă parchează cu fața? Cu spatele, nu? Niciunul dintre ei nu s-a prins că nu are vizibilitate și că poate produce un accident? Sau îi pilotează ofițerul de serviciu la ieșire? Na, și pentru schimbarea unui bec e nevoie de doi polițiști. Aici, sensul giratoriu e semnalizat doar pe dreapta. Cei din banda 2 ar putea să nu vadă indicatorul din banda 1 dacă există vreun vehicul înalt. La fel și cu indicatorul cedează. Dar în sensul giratoriu, nu e voie de virat la stânga? N-am știut. Dar e bine că ați pus indicator.
iar marcaje să nu puneți. La Zărnești, aici, în această intersecție, cine are prioritate? Cei din stânga? Cei din dreapta? Noi? Nimic nu e clar aici, pentru că nu există niciun fel de semnalizare rutieră. În sensul giratorului de la CEC, unele drumuri secundare sunt semnalizate cu indicatoare cedează, însă altele nu. Despre marcajele cedează nu s-au auzit la Zărnești. Aceste lipsuri conduc la creșterea acestui număr al accidentelor și a victimelor. Râșnov, ieșire din sensul giratoriu pe două benzi cu reducție, la ce bun? Aici avem o bandă pe sens? Două? Nimeni nu știe. De ce nu marcați parcare pe marginea din dreapta a drumului? Nu vă plac parcările, dar vă plângeți că n-aveți locuri de parcare. Asta trebuia să facem. Asta ce e? Semnalizare rutieră? În noroiul ăsta se face agricultură? Da, ne-am adaptat. Asta a fost pentru azi. Abonați-vă la canal pentru că voi continua să-i demați pe acești impostori care vă pun viața în pericol zi de zi. Butonul like este gratuit. Aștept cât mai multe comentarii și urări pentru responsabilii de siguranța circulației din Brașov. Iar dacă veți distribui aceste videouri, mulți vinovați fără vină ar putea învăța să nu semneze procesele verbale după un accident și după ce vor analiza de ce nu au acordat prioritate, de ce au intrat pe contrasens, de ce nu au redus viteza, etc., să ceară daune poliției rutiere, care este garantul siguranței rutiere. Lipsa semnalizării rutiere le este imputabilă, pentru că ei sunt cei care o avizează, o controlează, iar în caz de derapaje, îi sancționează pe cei care fură bugetele alocate semnalizării rutiere și întreținerii drumurilor. Dacă vreți să vedeți și grozăviile din alte județe, clic aici pentru a urmări întregul playlist. Să ne reauzim cu bine, fără evenimente. Să repunem poliția pe un standard pe care ni-l dorim cu toți. Atribuția ministrului să pună în mișcare mecanismele legale.